Astăzi am să vă arăt cum mi-am instalat eu, la mine pe mașină, un oil catch can. Mi-am cumpărat un oil catch tank. Traducerea în limba română ar fi rezervor pentru captarea vaporilor de ulei. Mai exact este vorba despre vaporii de ulei din gazele de carter. În cazul meu, ca de altfel cred că este valabil la toate mașinile, în capacul culbutor se produc vapori de ulei. Acești vapori de ulei, prin gazele de carter, sunt recirculate, gazele sunt recirculate, sunt introduse din nou în admisia de aer, însemnând că acei vapori de ulei ajung în capul piston, unde are loc arderea, face funingine și tare mie că partea cea mai nasoală din toată chestia asta, uleiul când arde, face de fapt acea funingine care se depune pe capul pistonului, în timp se îngroașă pe acea depunere și posibil să ajunge să frece pe cămașa exterioară a cilindrului, însemnând că duce la uzură prematură. În cazul meu, din acel capac culbutor iasă un furtun care duce în această ciupercă care este poziționată pe furtunul de admisie aer de la turbo. Această ciupercă are rolul de a capta acele gaze, să rețină uleiul, dar la un moment dat are o găurică undeva în partea de jos și tot acel ulei inevitabil ajunge din nou în admisie. Dovadă că găsim foarte mult ulei în EGR, în cazul meu la diesel. Acest rezervor, 150 de mililitri, l-am ales eu să fie mai mare, sunt și mai mici, sunt și de 250 de mililitri și de 500 de mililitri. Eu am vrut să fie unul cât mai mare pentru că urmează să fac și niște modificări în interiorul lui, asta reducând destul de mult din capacitate. A venit cu două modele de găuri. Unul este de 15 mm, iar celălalt este de 10 mm. Evident, sunt câte două capete, două de 10, două de 15. Se înfiletează și se desfiletează ușor, mai ales acum că nu sunt strânse. Pe lateralul rezervorului, de fapt, am ținut eu neapărat să aibă și acest nivel, să văd cât de plin este, cât de repede se umple, de fapt, acest rezervor. Oricum intenționez să-l schimb, să-l golesc odată cu schimbul de ulei la mașină, dar dacă cumva se umple mai mult decât este normal, să știu și să-l golesc, pentru că nu aș vrea să-mi tragă ulei pe dita mai gaura în admisie. Pe lateral mai este și un șurub, de fapt, având acces la o gaură de purjare. Dacă este mai plin, îl deschizi și pe aici scurge uleiul, deși nu mi se pare foarte strategic pus, pentru că mai este încă un centimetru și ceva până la fundul acestui rezervor, însemnând că foarte mult ulei rămâne în continuare în rezervor. Nu că s-ar întâmpla ceva, dar asta e. În partea din spate avem două găuri filetate, însemnând că am primit și o tablă pentru fixarea acestui rezervor. Poți să-l pui în mai multe poziții unde îți pică mai bine ca să-l poți fixa undeva pe mașină. În cazul în care nu o să mă ajute această tablă, o să-mi fabric eu alta. Trebuie să folosesc aceste reducții mai mari, asta din cauza că furtunul care iasă din capacul culbutor are, adică această duză, gaură, țeavă, cum se spun, este de 16 mm, această duză are 15 mm, furtunul este elastic, este ok. În principiu, o să am nevoie exact de aceste două duze groase. Am să desfac acest rezervor să vă arăt ce conține. Sunt două capace. Unul este în partea de sus, unul în partea de jos, fiecare capac având câte 4 șuruburi.
Iar odată ce am dat jos capacul, să știți că la mine a ieșit foarte greu, acum se desface ușor pentru că l-am desfăcut. Vă spuneam, în interior nu avem absolut nimic, este gol, avem doar această întăritură de aluminiu, asta din cauza celor două găuri de fixare. În partea de sus avem o garnitură din cauciuc. Vă spuneam că vreau să fac niște modificări, să vă spun și cum funcționează acest rezervor. Pe una din găuri intră gazele de carter, pe cea de-a doua gaură iasă gazele de carter și se duce în această ciupercă, care evident nu o să-și mai facă treaba. Important este că gazele care trec prin acest rezervor transportă vapor de ulei care ar trebui să rămână în această canistră. Dar această canistră fiind goală, nu este nimic pus în spatele acestor duze. Gazele pur și simplu iasă, o mare parte din ele sunt convins că rămân în această canistră, dar foarte multe din ele vor ajunge totuși în admisie. Exact pentru treaba asta am cumpărat un spălător de vase, să văd dacă se mai vede pe ambalaj. Este un spălător de vase, este din metal, este efectiv un șpan de metal. Cu asta se spală oalele când se negrez, tigăile, v-ați prins voi, găsiți pe la bucătărie. Întrebați soțiile că știu sigur ce este chestia asta. Însemnând că eu o să-l bag undeva în interior, o să rămână undeva acolo, probabil în partea de jos, încă nu știu exact, oricum undeva în partea de jos să-l poziționez, dacă nu în partea de jos, undeva în partea de sus, egal, important este să fie înăuntru, dar nu este suficient, asta din cauza că dacă pun capacul, gazele vor circula doar în bucata asta de rezervor. Sunt convins că acel șpan o să rețină o parte mai mare din gaz, din vapor, dar nu o să fie suficient. Așa că am cumpărat o țeavă ce se folosește la baie, la chiuvetă. Este un racord între țeava de apă și robinet. Este o țeavă din cupru și ce m-a interesat pe mine este faptul că se poate modela ușor. Se vede că am îndoit-o destul de ușor. De ce m-a interesat neapărat această țeavă? Pentru că are un diametru de 9,8 mm. Are un diametru exterior de 9,8 mm, iar interiorul acestei duze este de 10,5 mm. Însemnând că am să improvizez cumva această țeavă să intre în această duză, ceva de genul o să fie. Am ales să fie moale ca să o pot îndoi, pentru că poziția acestei duze este ceva în genul acesta, iar țeava o să trebuiască să o îndoi, să meargă undeva în partea de jos, iar țeava o să intre în acest șpan de metal. În cazul acesta pot să spun că 99% din gaze vor trece prin ce 99%, 100% din gaze vor trece prin vor trece prin acest șpan, dar 99% din vaporii de ulei vor rămâne în această canistră, ceea ce este ținta mea. Am tăiat țeava folosind flexul. Se poate vedea că trece foarte ușor prin această duză. Din păcate trece mult prea ușor, se vede că are mult prea mult loc. Mă așteptam să fie un pic mai groasă această țeavă, dar nu e o problemă, o să găsesc eu o soluție cu cum să o lipesc pe această duză. Capătul unde este piulița mă ajută foarte mult, asta din cauza că această țeavă a fost gata îndoită, însemnând că pot să o bag foarte ușor în acest șpan și oricât miști nu mai pică, însemnând că în momentul în care, bine, n-am băgat eu cum trebuie și probabil nu o să scuture nimeni, dar cred că o să fac eu ceva în genul ăsta.
Și tare cred că o să mă supăr și o să cumpăr două chestii din astea. Ok. L-am băgat înăuntru. Iată ce frumos îmi stă. O să bag... nu v-am arătat. Am îndoit țeava. Asta din cauza unghiului în care îmi intră aici. Cam asta este poziția în care o să-mi stea țeava în interior. Opa, așa. Asta e poziția în care o să-mi stea țeava în interior. Singurul loc ok ar fi undeva în această parte, dar aici am furtunul de admisie aer. Am să scot puțin capacul de pe motor. Am să scot afară acest furtun. Și dintr-o dată este mult mai mult loc. Deci am loc să-l pun oriunde aici. L-aș poziționa cumva în acest fel, furtunele putând să meargă foarte lejer, unul într-o parte, unul în alta, ca să-mi ajungă unde trebuie. Singurul lucru ce ar trebui să-l mai fac este să improvizez o prindere, din cauza că am întors capacul. Invers, am furtunul de, de control când este plin. Am aici două șuruburi, este un șurub de masă și un șurub care ține nu știu ce piesă este asta, nu mă interesează. Ideea e că vreau să fac cumva să mă prind de ele. Nu vreau să renunț nici la acest furtun. Am filmat un tutorial în care arătam ce înseamnă scoaterea acestui furtun. El amortizează niște sunete și în momentul în care îl scoți afară, sunetul se îngroașă, unii ar spune că este puțin mai sport. Așa că m-am gândit la o țigănie, să-l pun invers și o să-l fixez undeva în partea asta, pe caroserie. Încă nu știu exact cum o să-l fixez aici, dar ideea mea este să îl întorc invers. Este o problemă. Se poate vedea foarte bine în partea asta. Atunci când bag furtunul, el intră doar atât, nu intră mai mult, rămâne acea gaură. Normal, furtunul ar trebui să intre în interiorul acestui plastic până la acest opritor. În schimb, dacă întorc invers acest furtun și încerc să-l bag, se vede că intră foarte ușor până în aceste opritoare. De fapt, dacă vă uitați foarte bine, distanța asta de aici este de aproximativ un deget, iar pe partea cealaltă este mai mult de un deget. Așa că mi-am propus să tai acest plastic, să îl ajustez în partea de jos ca să-mi permită acest furtun să intre cât mai adânc posibil. Am să dau jos filtrul de aer, asta ca să am acces la cele două locații unde vin puse furtunele. În plus, o să-mi fie mult mai ușor să ajustez această bucată de plastic, să mai tai din ea și cam atât. Prima dată am să slăbesc acest colier care ține, vine de la furtunul, este furtunul de admisie turbo. Aici am un senzor. L-am scos și pe acesta. Am să scot instalația electrică. Am scos carcasa filtrului de aer și mi-am aici un furtun pe care îl voi declipsa. De fapt, nici nu cred că trebuie să-l declipsez. Ba, trebuie să-l declipsez. Ha. Uf. Nu iasă chiar așa de ușor. Ok, l-am scos. Eu am început cu ajustarea carcasei de la filtrul de aer. Ca să-l puteți ajusta ușor, fără să vă chinuiți, trebuie să luați fâșii subțiri, puțin câte puțin, nu trebuie să vă grăbiți deloc. Se poate vedea la mine pe aici, pe jos, am o grămadă de
bucățele mici, pur și simplu cum am luat, cum am luat din carcasă. Eu ajustez un pic aici unde se vor îmbina. O să vă arăt imediat și de ce. Dacă normal filtrul, carcasa de la filtru, când îl îmbinam cu acest furtun, asta este partea de sus. Pe noi nu ne interesează partea de sus, pe noi ne interesează partea de jos. Asta este îmbinarea normală și se vede cât am luat din carcasă. Practic îmi intră un deget acum între opritor și această carcasă. Așa că am să întorc furtunul, iar în momentul în care îl întorc, furtunul intră până în acest opritor, evident nu mai pușcă această clipsare, ca să zic așa, iar în partea cealaltă, în partea de sus, îmbinarea este aproape ok. Pe mine mă interesează rezultatul final și anume acesta. Acesta este furtunul care iasă din capacul culbutori, coboară și intră în partea din spate, în acea ciupercă de care vă spuneam. Am să-l scot afară, trag de el și mă ajut un pic de șurubelniță să împing și a ieșit foarte ușor afară. Iar din ciupercă acum ar trebui să iasă relativ ușor, dar nu știu cum, la fel nu am acces cum trebuie. Am să-l scot în partea din spate și prin răsucire l-am scos. Vai de capul meu ce pe furtunul ăsta, deci voi nu vă puteți imagina ce este în acest furtun. Am să bag un pic această bucată de metal, trebuie să îndrept un pic furtunul. Deci de aici de undeva începe mizeria, până aici a fost băgat pe furtun. Ia uite aici. Dacă ar focaliza ar fi ideal. Deci, mizerie în interior de n-ai văzut din asta. Sunt niște depuneri groaznice. Exact aceste depuneri, la un moment dat, ajung și la tine în motor, ceea ce... nici nu vreau să mă gândesc. Am dat jos furtunul de pe turbo și am scos această ciupercă ca să vă arăt ce vă intră în motor. Vedeți? Căcatul ăla care atârnă acolo în interior. Da, chestiile astea vă ajung în motor la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Deci este funingine, este ulei cu depuneri, cu nu știu să vă zic. Asta este furtunul de la admisie aer turbo. Aici intră în turbină, în partea de jos, la gaura mică, iar aici iasă din filtrul de aer. Iar aici este poziționată această ciupercă. În partea de sus, unde este admisia de aer, pot să bag mâna cu totul înăuntru și este curat. Hai să bag alte degete. Deci bag în interior. Este curat, nu este absolut nimic. În schimb, în partea de jos, la turbină, ulei. Ulei, mizerie, simt depuneri de chestii. Toate chestia asta, turbina o trage și vă bagă în camera de ardere, însemnând că băgați mizerie motor. Odată cu acest catch tank mi-a venit și acest furtun, dar pe noi nu ne ajută absolut deloc. Asta din cauza că la mașină eu am aceste găuri mari și se potrivește cel mai bine cu diuza cea mare. Băi, dar n-ar focaliza. De nicio culoare, deci să-mi bag piciorul, nu știu ce trebuie să fac să focalizeze. Ok, deci mie mi se potrivește această diuză cu această gaură. Par aproape la fel, așa că mi-am comandat și un furtun. Din păcate nu cu gaura de 15, ci cu gaura de 16, cam așa scria pe etichetă. 16 mm, o lungime de 2 metri,
și am primit și două coliere. Eu nu-mi dau seama dacă a focalizat. În fine, am și colierele necesare. Se vede că acest furtun are o inserție pe el. În schimb, acest furtun nu are absolut nimic. Este cauciuc curat. Nici nu știu să zic dacă o să reziste la ulei. Tare mie că s-ar putea să se înmoaie de la ulei. Oricum, neavând această inserție, având inserție, furtunul este tare. În schimb, acest furtun fără inserție, fără pic de efort, îl îndoi. Iar în momentul în care turbina o să tragă aer, tare mie că furtunul ăsta o să se aplatizeze sau din cauza că îl pun pe acolo să mă trezesc că face o cută din asta, ceea ce nu vreau. Mă disperă ideea, dar din păcate n-am de ales. În schimb, este un pic prea larg, așa că o să fie neapărat necesar să folosesc coliere. Ca să-mi fie mai ușor, am pus acum furtunul pe această ciupercă, am strâns colierul, nu l-am strâns foarte tare, nu trebuie nu știu ce forță, trebuie doar să-l țină aici. Tot acum am să pun și celălalt furtun. Nici nu-mi dau seama exact pe unde ar trebui să-l pun să fie ok. Nu știu dacă să-l pun prin partea de sus sau prin partea de jos. Cred că cel mai bine ar fi să pun suportul filtrului de aer, să văd exact cum stă. E ok. Cel mai ok este să-l las să vină prin partea de sus, dar neapărat trebuie să pun și colierul. Asta nici nu știu să zic. La fel, nu l-am strâns tare, doar l-am fixat ușor pe poziție. Am să pun filtrul de aer. Asta era de aici, de undeva. Ok, acum nu presează în furtun. Îmi stă iurea furtunul acolo, dar nu mă interesează. În momentul în care strâng această diuză aici, am făcut un semn că această parte vine în jos. Am trasat cu carioca o dungă, acum se vede. Asta știu sigur că o să vină în partea de jos, așa că o să lipesc folosind Poxipol. Le facem și reclamă. Undeva aici în interior. Ca să fiu sigur că o să țină lipitura, având în vedere că suprafețele sunt fine, am folosit o bucată de metal cu care am zgriat acest aluminiu înăuntru, iar pe exteriorul țevii am folosit o pânză de bonfire cu care am făcut niște zgrieturi. Ok. Sper să îmi și reușească chestia asta. Am pus în interior prima oară. Nu e important să pun aici prima oară sau pe țeavă, dar vreau să... Aha! Vreau să fiu sigur că intră foarte bine în acele zgrieturi care le-am făcut, ca să aibă aderență. Sunt conștient că mult din acest poxipol o să-mi iasă afară, de altfel sunt conștient că voi obtura aceste găuri, chiar și asta, și asta de la țeavă, de cupru, dar după ce știu sigur că s-a făcut lipitura cum trebuie, folosind un burghiu, dau gaură și o să scot poxipolul. Când bag țeava în diuză, în vârt, în felul acesta știu că omogenizez cum trebuie. Și am poziționat cu acea dungă în partea de jos. O să fie ceva în genul acesta. Am o problemă acum, mare. A rămas poxipol aici, pe filet. Iar ăsta o să-l curăț greu. Deja se întărește și se întărește tare.
Exact cum spuneam, în interior, nu știu dacă o să pot filma, ba, se vede ceva. Am obturat de tot gaura. După ce se întărește, o să dau gaură cu burghiu ca să eliberez această gaură. Poxipolul se întărește după 24 de ore, lipitura finală, dar după 10 minute scrie că se poate modela. De înfiletat se înfiletează. Am să folosesc un burghiu de 10 ca să dau gaură, deși aici este un 10,5 parcă. Se vede că are un pic de loc. Am să dau gaură până, nici nu știu să mă gândesc, să țin de țeavă. Am să dau gaură până ajung în țeavă. Aproape văd țeava. Exact. Am dat gaură până în țeavă, să vă arăt și vouă. Ar trebui să se vadă în interior. Am băgat o sârmă și se poate vedea că a mișcat acel dop de la loc. Nu-mi dau seama dacă se vede. Așa că am să bag de mai multe ori sârma. Și mi-a căzut bucata de poxipol. Aerul circulă fără niciun fel de problemă, se vede că este ok lipit. Nu puteam folosi această tablă dată de ei, pur și simplu nu ajunge aici, este mult prea mică, așa că a trebuit să-mi confecționez una. De fapt, n-am confecționat, aveam așa ceva acasă, cumpărat mai de demult pentru alte motive. Și am ajustat-o până la această formă. Evident, am aplicat principiul măsoară o dată, taie de 3 ori și pe metoda, dacă merge, las-o așa, eu zic că este ok. Am vopsit-o în roșu ca să se camufleze puțin. A trebuit să dau niște forme mai ciudate. Se poate vedea. Avem niște forme ciudate, asta din cauza că aceste două șuruburi nu sunt una deasupra altuia, este puțin decalat. Ok, prima dată am să prind pe rezervor. Ok, eu zic că merge, nu arată foarte estetic, nici nu intenționez să arate mult prea estetic, dar o să fie perfect funcțional în momentul în care îl pun aici. Am să scot cele două piulițe de 10, folosind o cheie de 10. Da. De fapt, v-ați dat seama, aceste două locații unde o să vină piulițele, unde o să strângă piulițele, nu le-am vopsit pentru că sunt două puncte de masă pe caroserie și vreau să fac în continuare piulița masă cu șurubul de pe caroserie. Așa arată poziționarea, nu atinge nici în furtunul din partea de jos. Și dacă l-ar atinge, n-ar fi o problemă. Acelea două sunt șuruburile de prindere. În partea de sus, aceste două furtune pe care le-am tăiat deja, o să intre frumos în cele două diuze. Pe lateral am acces la acest furtun, să văd în cazul în care s-a umplut. Am acces chiar și la acest furtun șurub de purjare. În cazul în care este mai plin, pot să pun jos un recipient, desfac șurubul, îmi curge uleiul, ceea ce e foarte ok. Din punctul meu de vedere,
Cred că este cea mai bună poziționare. Am dat un leu 50 pe acest șpan din sârmă. Am mai luat încă unul ca să umplu mai bine pe acolo, să fiu sigur că nu trec vaporii de ulei pe lângă. Am să le pun pe amândouă, unul mai aveam înainte. Am să le pun pe amândouă pe aceeași țeavă. Fiind în partea asta, în partea de sus, acest șpan, în partea de jos rămâne, nu știu să zic, aproximativ 5-6 cm rămâne loc să se depoziteze uleiul. Să se decanteze, de fapt. Ok, am să bag mă asigur că nu prind șpan pe garnitură. Și am să pun șuruburile. N-am să strâng tare nici aceste șuruburi. Acest rezervor este din aluminiu și n-aș vrea să stric filetul. Ok, păi cam atât cu montajul. Mai trebuie doar să pun furtunele ca să arate frumos, să stea natural. Eu am un colier din plastic. Aici am o gaură și intenționez să îl prind undeva aici, iar prin el... Aha, nu trebuia să-l clipsez. Vreau să trec ambele furtune prin acest colier. Am să-l închid și am să-l prind aici, tocmai în ideea să-mi stea fix, să nu-mi joace pe aici, să nu vibreze aiurea, să-mi stea cum trebuie. Am să iau prima oară dimensiunea, după care am să tai definitiv furtunele. Momentan le-am lăsat puțin mai lungi, asta ca să nu stea aiurea pe aici, dar nu înainte de a pune capacul de pe motor, ca să fiu sigur că îmi stă bine. Adică n-aș vrea să îmi frece. Am udat lama la cater în felul acesta. Se taie mult mai ușor. Am băgat primul furtun. Asta e al doilea, cum ar trebui să stea pe aici pe undeva. Ok, l-am pus și pe ăsta. Ia să vedem cum ar sta pe aici. Bine, partea asta deja este strict de aspect. Asta cred că o să-l mai scurtez puțin. Dar astea deja sunt detalii. Important e să tăiați câte puțin. Să nu faceți, să nu aplicați principiul ăla de care vă spuneam, măsurați odată și tăiați de 10 ori. Foarte ok, exact așa o să și rămână. În momentul de față nu-mi place absolut deloc cum stau furtunele. Aici tinde să se ștranguleze, bine, este și din cauza colierului care le strânge prea tare, nu este pe dimensiune. În schimb, acest furtun nu-mi place absolut deloc. Are tendința de a se ștrangula aici. Uite, numai un pic am strâns de el și se vede deja că și-a făcut o cută și pe aici nu o să mai circule cum trebuie gazele. Însemnând că trebuie să-l mai scurtez și să-l trag un pic până când o să stea mai natural, ceva în genul acesta, și în momentul acesta nu-și mai face acea cută.
Ok, în momentul de față furtunele stau natural. Am vrut neapărat să îl prind, să prind furtunele undeva pe traseu, să nu flendure aiurea pe aici, dar și ca acest filtru, el o să vibreze aici, după cum se vede, nu vedeți voi acolo, o să vă arăt un pic de sus cum vibrează. Vreau să vă arăt de fapt o altă problemă, din cauza că am pus furtunul în partea asta, nici nu v-am arătat cum l-am pus aici, așa. Ia haideți să vă arăt și cum am prins furtunul. L-am băgat în gaură, în poziția ei, poziția lui de fapt, cum era firesc, stă foarte fix acolo, iar în partea asta l-am prins cu un șoricel de o tablă care am găsit-o aici. Stă, mișcă și el pe aici, nu-i foarte fix, în principiu ar trebui să stea ok, o să mai verific. Am să vă arăt, nu v-am arătat, dacă tot am ajuns aici o să vă arăt. În timpul mersului, oare prinde camera vibrația asta? Mișcă destul de tare și trebuie să caut o modalitate să-l blochez. Probabil un opritor ceva, să nu-i permite să joace așa de mult, pentru că în timp o să-mi rupă suportul ăla de tablă, pe undeva o să apară fisuri. O altă problemă a apărut atunci când a trebuit să pun acest capac. Îmi atinge aici în acest furtun. Evident, el era conceput să iasă pe aici, pe undeva. Avea loc suficient să vede această tăietură. În momentul de față nu poate să iasă pe aici. Așa că am să trasez o dungă. Am să tai această bucată de plastic jos. Să vedem ce o să se întâmple după treaba asta. Cel mai ușor mod de a tăia este să treci de multe ori cu cutterul peste aceeași locație până când ajungi să crape foarte ușor. Uite că n-am ținut cont și de burete. Hai, ha! Din buretele astea trebuie să sculptez bine. Fii atent, în loc să folosești cutterul, mai bine prins de spuma asta și tragi. S-a luat de 10 ori mai ușor ca și, fii atent ce frumos se ia, fâșie cu fâșie. Deci am luat un pic cam mult. Aș vrea să-mi rămână și un pic de burete, să nu mi bate plastic pe plastic. Ok, acum este mult mai ok. Acest furtun este un pic mai flexibil, nu mai este fix ca și prima dată când l-am pus. Am cumpărat această spumă de cauciuc. Nu mi-aduc aminte dacă din Dedeman sau din Practicăr. Știu că are rolul de protecție. Se folosește în garaje. Pui pe zidul lateral ca atunci când deschizi ușa să nu lovești în zid, să te oprești în acest cauciuc. De altfel, poți să-l pui și în capătul garajului ca atunci când dai mașina până în capăt, în față, să nu atingi în zid, te oprești în acest cauciuc, această spumă de cauciuc, care este moale, dar este destul de solid, adică îți trebuie un pic de forță să-l comprimi. Eu am tăiat o bucată din această spumă de cauciuc și am pus-o între baterie și această tablă. Era momentul în care trag de filtru, vibrează puțin, dar este foarte puțină și foarte scurtă acea vibrație, exact din cauza că acest cauciuc îl preia aproape complet.